De mâine PNL va începe negocierile după ce a decis în biroul permanent flexibilizarea mandatului, spune Florin Câțu. PSD a anunțat deja că vrea mai multe ministere importante. 11.073 de persoane au fost testate pozitiv în ultimele 24 de ore, iar la ATI sunt internați 1.876 de bolnavi. Și avem un nou record de decese, 586. La ATI nu mai este niciun pat liber. Foștii președinți ai FIFA și UEFA, Sepp Blatter și Michel Platini, au fost puși sub acuzare de procurorii elvețieni. Aceștia erau deja urmăriți pentru fraudă, fals în acte și deturnare de fonduri. Robert Glință s-a calificat în finala probei de 50 de metri din cadrul campionatului european în bazin scurt. Sportivul s-a clasat pe locul 3 în semifinală cu timpul de 22 de secunde și 13 sutimi. Știi.